Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem o știre despre o frumoasă tradiție din Finlanda, unde amenzile rutiere țin cont de câștigurile șoferului, de averea șoferului. Sunt proporționale, cumva. Un lucru pentru care am pledat și eu un timp, după care mi-am dat seama că în țara asta degeaba, adică nu funcționează. Cei cu adevărat bogați nu-și declară veniturile niciodată. Păi vezi, bun. Sunt cei mai săraci. Da. Un șofer avut din insulele Åland, din Finlanda, a fost amendat cu ceva mai mult de 120.000 de euro pentru o depășire de viteză. 120.000 de euro. Pentru că, așa cum spuneam, sancțiunea pentru excesul de viteză e stabilită în funcție de venituri, unde altfel e recordman. Este la a treia amendă majoră timp de, în decursul unui deceniu. A luat de 3 ori în 10 ani. Că te uitai ce înseamnă a treia. Făceam socoteala, da. De 3 ori în 10 ani. E prima care depășește 100.000. Regret cu adevărat această situație, a declarat el. Anders Wiklof îl cheamă. A spus că era conștient că trecea dintr-o zonă de 70 la 50 de km pe oră și încetinise, dacă în mod evident nu încetinise suficient de repede. O minciună, pentru că el a fost prins cu 82 de km pe oră într-o zonă de 50, când poliția l-a oprit și amendat. Ce da, dement! Asta se întâmplă frecvent la noi. Da. Mamă, nene, deci 82 în zonă de 50 în Finlanda, mă mir că nu l-au băgat la pușcărie. Da. Pentru asta a luat amendă 121.000 de euro și i-au suspendat și permisul 10 zile. Asta cu suspendarea permisului. Bă, dacă te costă 121.000 de euro... Ce culmea că îl regretă. Și a cerut scuze. A mai fost prins în 2018, amendat cu 63.000 de euro. Cu 5 ani mai devreme a trebuit să plătească 95.000 de euro. E președintele unui holding care are afaceri în sectorul logistic, servicii de elicoptere, imobiliar, comercial și turistic, care acțiuni, câștigă din dividende, câștigă bine. Deci are ceva bani. Da. Dar e interesant cum își declară veniturile, știi? Și acolo este atât de simplu. Codul rutier este în funcție de venituri, amenda, în codul rutier. Mă rog, așa nu se pricep. N-au părinți, n-au mamă, tată. Da, să-și pună mașina pe numele... Da. Sunt zone în țara asta unde mamele sunt foarte bogate. Mama l-a oprișa, nu știi că avea colecție de mașini? Pe asta zic. Vile, case, doamna da. Pensionară. Toți da. Banii sunt pe numele doamnei. Mamă, ce pensie avea doamna. Să-i dea Dumnezeu sănătate mamei domnului Oprișan, că așa pensionară, frate, eficientă în afaceri, n-am văzut și în viața simți, mea. Practic, da, exact. Adică se pricepea chiar foarte bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.